la un moment dat, mai ales după o perioadă lungă în care istoriile s-au scris, cum știți cu toții, cu siguranță se poate reface aproape orice fel de istorie, de la aia propriu-zisă până la istoria artelor, a literaturii, a tot ce ne conjoară, mai degrabă din jurnalele unor oameni conești. Și avem deja, sunt și teze de doctorat publicate, la Cluj a publicat pe Anca, da, o să-i dau numele de Anca numele, chiar și-a făcut o teză de fapt din citind peste teze de jurnale. Anca Hațiga. Anca Hațiga, da. Și până găsește eu zic să ne, să o provocăm să ne și povestească un pic. În ce prejur a început să-l scrie, cum a ajuns în America, că cum a ajuns la vulturi, înțeleg că e mai simplu. Și chiar un pic mai complicat. Da. Fii multe de povestit, dar o să încerc să fiu cât se poate de concisă. Am ajuns fără să visez vreodată că voi trece oceanul, nici nu mi-am dorit, n-am trecut Dunărea în not, etc., ca să scap, pentru că, mă rog, am fost mai tradiționalistă în gândire și am zis că locul meu e aici, cu familia și cu moșii și strămoșii. Și am dat totuși un concurs, m-am înscris ultima, în ultima zi, în ultima oră, pentru un post la Columbia University, redeschisa Catedra Iorga. Și surpriza a fost că eu am luat concursul, deși veneam din oraș de provincie, din Craiova, nu veneam din București, nu veneam din Cluj, ministru din Marga pe vremea aceea. În sfârșit, deci nu a fost niciun fel de problemă de suspiciune că n-ar fi corect concursul, pentru că eu chiar nu aveam nicio fel relație și am ajuns. Am ajuns și totul a fost altă lume. Este lumea, cine a călătorit în America sau a stat mai mult timp în America și a dat seama că toate sunt într-un fel pe dos decât am fost noi educați. Pot să dau un exemplu banal, dar care poate este simbolic. Tatăl meu, profesor, totdeauna cu o morgă de aceasta profesorală, spunea ușa sau robinetul se deschide pe dreapta, se închide pe stânga, totul este clar în mintea unui român, numai așa se face. Iată că în America era exact invers. Și, sigur, lucrurile acestea e o banalitate, dar sunt multe lucruri dificile, complicate, și atunci mi-am dat seama că trebuie să scriu, să notez tot ceea ce mi s-a întâmplat. Și iată că aceasta este a doua ediție, prima s-a terminat, fiecare care a citit-o și mi-a transmis au fost cuvinte extraordinar de măguritoare. Mi-am scos aici, din jurnalul de acum, din 22 mai 2014, câteva rânduri pe care mi-a trimis pasionaria Stoicescu, poeta pasionaria cu care eu am fost colegă și am reîntâlnit-o după foarte mulți ani. Mi-am dat, cum o să vă dau și noastră, jurnalul și iată ce mi-a scris. Și atunci o să citesc ca să trezesc curiozitatea cu adevărat, după aceea două, trei, eu știu, pasaje, n-are rost, e mult prea mult. O carte vie cu viață din viața ta agitată și atât de bogată, devotată profesiei, cărții, oamenilor. N-am avut sub ochi de mult o lectură atât de captivantă, cu pendulări între sinceritate și delicatețe, dar lăsând să se subînțeleagă clar dezaprobarea sau ironia acidă, o căutare a sensului existenței sub toate planurile, și slavă Domnului, ale tale seamănă cu ochiul cărăbușului, cel cu o mie de fețe, cu o ubicuitate fantastică în care se reușește să fii liantul cultural, politic chiar, să însemni pentru tine însă-ți ferment creator și pentru alții stimulent de a se denuda în slujba prieteniei, a literaturii, a relegării de lumea părăsită din motive firești sau nevoite. Și pe lângă toate aceste opere, să desăvârșești opera ta capitală, Denisa.
E vorba de fata mea. Rar mi-a fost dat să nu mă plictisească lectura unui jurnal, nu doar datorită forței cu care a esențializat evenimentele, locurile, oamenii, ci și cursivității cu care ai scris, foamei și setei cu care ai asimilat și ți-ai adjudecat noile cunoștințe în toate sensurile posibile. Acesta a scris pur și simplu la cald, imediat după ce a terminat jurnalul. Aventura americană a început în 6 septembrie 1999. Deci, acum sunt 15 ani de când am aterizat pe aeroportul Kennedy. Începutul este așa. După ce am luat ordinul de serviciu, semnat și parafat de ministrul învățământului, prin care eram numită prin concurs lector, visiting profesor la Columbia University, la Catedra Nicolae Iorga, am plecat spre New York din București la ora 3 după amiază, cu o cursă olandeză, drumul e lung și destul de obositor. Am rezistat totuși. Am ajuns în New York noaptea, plină de emoție, și în aeroport nu ne aștepta nimeni. Și aici începe aventura noastră. Reușim în sfârșit să aflăm cum se poate da un telefon de la nenumăratele și sofisticatele telefoane din aeroport. După insistențe, trecuse deja prin miezul nopții, vine cineva de la consulatul român și ne recuperează. Încurcătura venea de la onor ministerul nostru, de la care se transmisese că eu voi sosi pe 6 decembrie la ora 9, dar cu ce cursă și la ce terminal, nici o vorbă, ca și cum New Yorkul era un sat, iar aeroportul Kennedy o autogară oarecare. Ce puteam să mai spun când am aflat asta? Dar iată, suntem în capitala lumii și nu avem nicio reacție. Pare ceva firesc, nu dorim altceva decât să dormim. E trecut de 12 noaptea, acasă e ora 7 și ceva dimineața. Pentru noi, tot 7. Am ajuns la universitate, destul de dificil. Poate să citesc 11 septembrie 2001, da? Da. 11 septembrie. Nu pot să scriu în jurnalul meu ca Ludovic al XVI-lea, ziua căderii Bastiliei, nimic. Azi a fost ziua pe care nimeni nu putea bănui că o va trăi, atacul asupra Americii. Părea o zi ca oricare alta, am scris o oră și mă gândeam dacă să mă duc azi la redacția ziarului Ziua USA, care se află pe Wall Street. Ceva m-a reținut, m-a făcut să amân. Sigur e Dumnezeu care veghează asupra mea. Când am deschis televizorul, chiar la ora 9 dimineața, am auzit și văzut atacul asupra primului tur în direct. Incredibil, comentau cei doi prezentatori, la 15 minute al doilea avion intra în al doilea tur. Nu puteam să concepem proporțiile dezastrului și părea la început un accident aviatic. Am plecat, normal, spre universitate. Metrourile s-au închis după un timp, autobuzele circulau greu, dar lucru curios pentru mine, gratuit pentru toată lumea. La întoarcere, valuri de oameni mergând pe jos. Dinspre gemeni, fum îngrozitor și praf. Suntem îngroziți și speriați. Lumea întreagă și-a concentrat acum atenția numai către acest eveniment. Pentru prima dată, toate aeroporturile sunt închise. Suntem izolați, dar parcă așa ne simțim mai în siguranță. Extraordinară solidaritatea umană și mai ales modul de organizare al acestor oameni. Copiii sunt ținuți la școală și se telefonează după cineva din familie. Nici chiar cei din liceu nu sunt lăsați să plece singuri de la școală. La televizor apar mereu psihiatrii care îi sfătuiesc pe părinți cum să procedeze pentru ca psihic copiii să nu fie afectați. Grija pentru sufletul și mintea tinerei generații este cu totul specială. În toată această istorie în direct, eu citesc cartea de amintire a lui Pader, Deșertul pentru totdeauna. Are efectul unui calmant, chiar dacă e scrisă sub imperiul amenințării propriei morți. O lume dispărută, lumea de o liniște an istorică a copilăriei sale la Lisa, a României de odinioară, pare un Eden după care ar trebui să trăim, tocmai datorită agresivității cu care istoria ne copleșește acum. Chiar și România de azi, cu problemele economice, cu sărăcia și tristețea ei, mi se pare acum de preferat civilizația amenințătoare. Mă îngrozește o altă imagine, palestinieni bucurându-se, printre ei o femeie. Au dispărut sentimentele din inima unor oameni? Există în lumea asta femei, mame, care se pot bucura când mor semenii lor?
mai au sentimente umane, trăim chiar și în secolul 21 într-o junglă, în schimb aici educația, civilizația plus durerea, îi unesc pe oameni. Pozile celor care doresc să doneze sânge nu se mai sfârșesc. Și apoi zilele 12, 13, 14 septembrie. Zile triste, grele, de neconceput ceea ce s-a întâmplat. E vorba, în primul rând, de diferența între două culturi, între două mentalități. Americanii n-ar fi fost confruntați cu astfel de îngrozitoare surpriză dacă ar putea gândi ca dușmanilor arabi. Un european, și îi încadrez aici chiar și pe cei din SUA, nici măcar n-ar putea gândi că cineva, și nu un nebun singular, s-ar putea sinucide pentru a omorâ astfel pe alții. Desigur, au avut precedente pe acei sinucigași din Israel, care purtau bomba asupra lor în stații sau în covetării. Au avut și exemple piloților kamikaze de al doilea război. Da, dar și aceia erau japonezi. Structura noastră umanistă plus credința creștină care condamnă sinuciderea nu ne permite măcar a gândi că poate exista o astfel de concepție. Da, suntem nepregătiți. Noi, cei care suntem urmașii bătrâni din continent, suntem nepregătiți să înțelegem că pentru alții valorile umanismului nu au nicio semnificație. Pentru că nu putem realiza la justa dimensiune această diferență, mă tem că vom plăti. Și durerea este că plătesc întotdeauna oameni nevinovați. Și 15 septembrie și mă opresc. O plimbare în Central Park, la fel ca în zile normale. Soarele plin de toamnă, mulțimea de pe străzi și râsul copiilor din parc, te fac să uiți pentru moment amenințarea. Oamenii sunt însă mai triști, se mișcă, parcă asemenea unor roboți. Nu mai vezi pe chipul americanului acea destindere pe care ți-o dă viața lipsită de griji. Citesc, tot ca antidot, aventuri solitare de parc. Ca și în deșertul, universul interior se împletește cu lumea exterioară. De data aceasta mai vizibil, trăirile directe cauzate de viața de zi cu zi se estompează în fața celor indirecte cauzate de lecturile din antici greci în special. Un fel de autoanaliză, dar prin prisma culturii sale. Intrat într-un fel de dispută între clasici și romantici, cu preferința manifestă pentru cei din urmă, pare se erijează și într-un diletant ce se contrazice fără rezerve cu așa zisii specialiști. E vorba aici de spiritul pur, de abordarea fără închistările academice impuse de școală. E vorba mai ales de acea curiozitate care permite celui ce se apropie de un subiect să vadă și altceva decât ceea ce a învățat că trebuie să vadă. Îndoiala permite progresul și naște ideile. Discuție de aproape o oră cu Negoiță la telefon. Constantin Virgil Negoiță este și profesor de computer science și scriitor. Mi se confirmă încă o dată că fiecare artist, fiecare scriitor, trăiește returnând totul la el însuși. Ceilalți există, sunt inteligenți, mai ales când știu cum să vorbească despre opera lor. Ozana Nicolae a luat un interviu publicat în România Literară. Inteligentă mai e și fata asta. Ce întrebări mi-a pus? Prieteniile, amicițiile și inamicițiile se fac și se desfac în funcție de cum ne iau ceilalți în seamă. Și cu Mirela, discuțiile se învârtesc cam în aceleași direcții. Și apoi, jurnalul american al lui Palmer și tot așa, împletite lecturile cu experiența vieții.